Aici, intersecția între aceste două alinamente nu se încadrează în profile view. Și pentru asta selectezi profile view și dai profile view styles și aici la grid, above maximum elevation, aici pui 20 de exemplu. Apply. S-a dus mai sus și acum a apărut și punctul ăsta de intersecție, vezi aici. Adică el practic intră acum în profile view și îl desenează. Când noi coborâm profile view, el ne desenează doar ce vede în profile view. Acum noi dacă l-am extins, ne desenează și asta, da? Pentru că intră în zona de profile view.